1 decembrie este ziua în care românii de pretutindeni sunt în sărbătoare. În urmă cu 104 ani, în 1918, a avut loc Marea Unire la Alba Iulia. Ziua Națională a României a fost sărbătorită cu mare fast și la Deva. Rând pe rând au defilat detașamente de militari, jandarmi, polițiști, angajați ISU, salvamontiști, paramedici, Salvital, precum și reprezentanții ai altor structuri MEAI, a instituțiilor de stat și reprezentanții ai societății civile. După intonarea imnului național a avut loc slujba religioasă. Ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Autoritățile locale și județene au luat cuvântul și au vorbit despre importanța acestei zile pentru români. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, spune că este o bucurie să fie în această zi alături de oameni. A dorit să transmită un mesaj de unitate, pace și bună înțelegere între toți. Din de sute de ani, poporul român a reușit să-și acopere cu mult curaj moștenirea spirituală și granița țării, rămânând mereu în cea mai strânsă legătură cu gria strămoșească. Istoria României, scrisă cu multă jertfă, a consemnat în paginile ei nu numai curajul bravilor ostași, inteligența, hărnicia și demnitatea românilor, ci și dragostea nemărginită pentru pământul românesc, cel care ne-a oferit adăpost în vremurile grele. Sunteți mândru că sunteți român? În primul rând, toți, nu numai eu, toți românii suntem mândri că suntem români și trebuie să nu uităm niciodată înaintașii noștri s-au jertfit pentru ca noi astăzi să o ducem bine, să avem o țară așa cum ne-am dorit-o și să nu uităm niciodată curajul celor care și-au jertfit viața pentru binele țării, să nu uităm niciodată că noi trebuie să le purtăm veșnică amintirea lor și să-i pomenim așa cum se cuvine și sigur că avem motive să fim români. Suntem un popor deosebit, un popor cu un suflet deosebit. Primarul Devei, Florin Oancea, consideră că avem datoria morală să transmitem din generație în generație povestea acestei zile care a scris istoria neamului. 1 decembrie este un simbol al unității românilor oriunde ne-am aflat. La 1 decembrie 1918, în capitala de suflet a tuturor românilor, Alba Iulia, se înfăptuia cel mai măreț eveniment din istoria noastră, Marea Unire. Sărbătorim astăzi 104 ani de la acest moment unic din istoria noastră. Sunt mândru că sunt român. Iată că și vremea este foarte bună, sunt foarte mulți deveni care au venit să sărbătească împreună sau să sărbătorim împreună Ziua Națională a României. Un moment extraordinar. Trebuie să ne aducem aminte de cei care au fost înaintea noastră și care și-au sacrificat viața pentru ca noi să fim liberi. Avem o datorie morală față de generațiile următoare și în fiecare an cu toții să sărbătorim ziua de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Un moment deosebit și emoționant a fost înmânarea diplomei generalului de brigadă în retragere Ioan Ciocan. Acesta va împlini venerabila vârstă de 100 de ani. A primit o diplomă de recunoștință în semn de prețuire și respect pentru apărarea României în cel de-al doilea război mondial, pentru iubirea de neam și de țară pe care le transmite de generații tuturor românilor. Școala militară de suboficieri în rezervă, infanterie, Radna, județul Arad. Domnului general de brigadă în retragere Ioan Ciocan, în semn de prețuire și respect pentru apărarea României în cel de-al doilea război mondial și pentru iubirea de neam și de țară pe care le transmite de generații tuturor românilor. Semnează Călim Petru Marian, prefectul județului Hunedoara, Deva, 1 decembrie 2022. Poporul român! De țara românească, de armata română,
care ne-a ajutat ca să trecem prin toate încercările grele ale vieții noastre. Mulțumesc, Doamne, și celor care au găsit cu cale ca în aceste momente să ne ridice la gradul mai mare, chiar acum, la aproape 100 de ani. A urmat o paradă impresionantă. Mii de oameni au participat la eveniment. Cu toții au purtat cu mândrie steagul României și au rămas impresionați de ceremonia organizată în cinstea celei mai importante sărbători a neamului. Și copiii s-au bucurat de această zi. Chiar foarte superbă. Ce v-a plăcut cel mai mult astăzi la paradă? Ambulanța. De ce? Pentru că mi-a plăcut ambulanța. Foarte frumos. Ce ți-a plăcut? Căței. Pentru că să defileze niște câini la o paradă este ciudat, dar de data asta chiar a fost frumos. Foarte frumos, foarte frumos, super, chiar super a fost. Mai frumos ca în ceilalți ani. Chiar super. Autoritățile și oamenii prezenți spun că se mândresc că sunt români și sunt bucuroși că au sărbătorit împreună cea mai importantă zi, Ziua Națională a României.